Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. După cum știți, cu puțin timp înainte, Comisia Europeană a prezentat varianta finală a raportului în baza mecanismului de cooperare și verificare. Și aș vrea să fac câteva precizări în numele Uniunii Social-Liberale. Aș vrea, în primul rând, să observăm că, pentru prima oară, este un raport care are două părți. După prima oară, 5 ani de monitorizare. Un raport care are două părți distincte, clar despărțite, și anume un așa numit raport politic și un raport tehnic. Și aș vrea să pornesc de la această distinție și pentru că, pentru prima oară, iarăși în 5 ani, Comisia Europeană a evitat, deși ar fi fost de așteptat și de dorit, să identifice pe toate cele 4 domenii de monitorizare, să identifice așadar progrese prin alegerea uneia dintre caracterizări, și anume, nu există progrese, există anumite progrese sau există progrese semnificative. În privința raportului tehnic, e de datoria Guvernului, ca interlocutor al Comisiei Europene, să analizeze aspectele reținute în raport și să ia toate măsurile necesare, împreună cu toate instituțiile implicate, pentru ca toate aspectele deficitare menționate în raport să fie remediate. Eu aș vrea să mă refer acum la acea parte numită politică a raportului și vreau să facem o distinție clară între aceste două părți, partea tehnică și partea politică. Potrivit acestui raport politic, problema justiției românești este că domnul Traian Băsescu va fi demis de români prin referendumul din 29 iulie. Acest raport politic nu este despre justiție. Pentru că justiția nu se poate evalua pe bază de zvonuri și nu implică partizanate politice. Acest raport politic este despre partea întunecată a politicii europene, în care cei care execută fără prea multe discuții niște măsuri criminale față de propriile popoare, Băsescu, Popule, sunt utili și trebuie să-și păstreze scaunele. În timp ce aceia care au alte soluții și le opun, și li se opun, sunt atentatori la statul de drept. Domnul Băsescu și apăriții domniei sale au transformat acest raport politic într-un manifest electoral scris într-o redacție de ziar prost, cum spunea un jurnalist zilele trecute. Raportul acesta politic seamănă cu un document de partid intitulat Salvați-l pe pederistul Băsescu. Problema domnului Barroso nu e justiția din România, ci cum să nu piardă colegul și subalternul său, domnul Băsescu, postul din care românii vor să-l izgonească. Dintr-o dată, cea mai importantă chestiune din Europa lovită de probleme economice și financiare este câți români se vor prezenta la referendum. Asta e prima măsură ce trebuie imediat reglementată de guvern, dacă se poate, prin ordonanță de urgență. Domnul Barroso uită să ne spună cum colegii de partid ai domnului Băsescu au modificat legea referendumului, astfel încât demiterea președintelui să devină practic imposibilă. Domnul Barroso uită să ne spună că guvernul Boc nu a reușit în 4 ani de zile să pună în vigoare și în aplicare decât un singur cod din cele 4 adoptate de Parlament. Uită de asemenea să ne spună că ministrul Corlățean are un plan concret pentru a realiza punerea în aplicare a celorlalte 3 coduri până în primăvara anului viitor. Domnul Barroso uită să ne spună cum de
Domnul Barroso uită să, că justiția nu se poate face de către magistrați cu salarii tăiate și uită să spună că Guvernul Ponta are întregit salariile magistraților. Pentru domnul Barroso nu contează experimentele Riții și Udrea și sistemul deja găsesc cu Boc Udrea pe care românii au fost nevoiți să-l suporte în ultimii ani. Domnul Barroso nu a fost preocupat că fiica domnului Băsescu a ajuns în Parlamentul European finanțându-și campanie electorală prin corupție prin intermediul doamnei Riții. Respingem orice afirmație potrivit cărora în România hotărârile judecătorești sau hotărârile Curții Constituționale nu sunt respectate. Nu există nici măcar un singur exemplu concret în acest sens. Așa cum spuneam, domnul Barroso nu e preocupat de toate chestiunile grave pe care le-am avut. E preocupat însă de idei înalte. Stat de drept, separația puterilor, respectarea justiției. Apropo, dacă îl vedeți pe domnul Barroso, întrebați-l unde era respectul față de justiție, că justiția română a fost în grevă câteva luni, în 2009. A făcut ceva în anul 2009, domnul Barroso, la strigătele disperate ale justiției pe care o plânge? Justiția e un ideal nobil. E frumos când domnul Barroso sare la apărarea ei. E european. Oare a riscat să domnul Barroso să fie judecat și să caute justiția între privirile încetoșate ale unor oameni care schimbă deciziile după cum bate vântul politic și pe umărul cărora plânge astăzi? Domnul Barroso uită că nu are a se amesteca unor curtea constituțională în treburile interne ale Parlamentului, așa cum nici Parlamentul nu se amestecă în regulile de funcționare interne ale curții. E tot parte a principiului separației puterilor pe care Comisia îl invocă, dar nu înțelege cum să-l aplice. Documentul Comisiei vorbește, printre altele, de problema practicii neunitare. Domnul Barroso uită, însă, că am ajuns într-o situație complicată în privința organizării referendumului, tocmai fiindcă onor Curtea Constituțională a decis că într-un fel trebuie ținut referendumul în 2007 și altfel în 2012. Mai sunt câteva aspecte care mă întristează din punctul de vedere al unui fost ministru al Justiției. Aspecte nedrepte ale acestei părți politice ale raportului Comisiei Europene. E trist, e regretabil că munca a mii de oameni care lucrează în sistemul judiciar e practic anulată, e pusă între paranteze de interesele politice ale domnului Băsescu și ale acoliților lui intern și extern. E trist că noile generații de magistrați români, atașați valorilor și instrumentelor europene, au devenit batjocura unor politruci ca Barroso și Băsescu. Acest raport politic e o jignire pentru magistrații români care pun în aplicare în fiecare zi mandate europene de arestare emise de colegilor din statele membre ale Uniunii. Acest raport e o jignire pentru polițiștii români care își riscă viața luptând cu crima organizată pe tot cuprinsul Uniunii împreună cu colegilor europeni în echipele comune de investigație. Acest raport e o jignire pentru magistrații români de legătură aflați în misiune care contribuie la buna funcționare a sistemelor judiciare ale celorlalte state membre. Atragem atenția că
prin acest raport politic, mecanismul de cooperare și verificare a devenit o armă împotriva poporului român. Nu-i vedem beneficiul din moment ce nu există niciun indicator care să ne spună că justiția n-ar fi funcționat la fel în absența lui. Dar este evident în același timp că este folosit în cele mai obscure, josnice moduri, ca manifest electoral, când e nevoie ca aceia care ne-au adus sărăcie și corupție să păstreze funcție. E un fel de levier cu care unii încearcă să ne dea peste mână de fiecare dată când la masa Uniunii se iau decizii importante. Adevărul trist al acestui raport se află într-o notă de subsol. Nota 35 de la pagina 11 din acest raport. Și anume, aproape 70% dintre români consideră că în timpul domnului Băsescu, în regimul domnului Băsescu, în ultimii 3 ani de zile, corupția a crescut în România. De bună credință și în acord cu angajamentele luate de guvernele României care au fost în funcție începând cu 2006. Uniunea Social Liberală va susține toate acțiunile guvernului, ale celorlalte instituții implicate, ale magistraților onești și competenți, ale avocaților, ale reprezentanților tuturor celorlalte profesii juridice, pentru ca progresele în domeniile care fac obiectul mecanismului de cooperare și verificare să continue și să redăm românilor o justiție corectă, rapidă, eficientă. Vă mulțumesc!